Salutare toată lumea, eu sunt Ovi cu colegul meu Shadow Boy și vă vom prezenta Rust. Rust, da. Motherfuckers, oh, uite, am găsit charcoal. Da, Rust, Early Alpha, adică este încă în stare de testare. Da. Iar jocul o să vină mult mai târziu. Și da, ăsta e Rust. Da. Probabil că ați mai văzut serii de la alții, dar noi chiar am vrut să facem mai demult, dar... Da, dar ne-am gândit că nu o să vă uitați, dar de fapt vă uitați. Și na, o să vă arătăm și noi Rust. Am găsit un morman de ăla de lemn. Un morman, cum se cheamă? Grup de ăla, cum se cheamă? Da, mulți bușteni așa. Și iau câte 7 wood. Da, și din păcate nu m-am întâlnit cu Shadow Boy, îl voi găsi pe parcurs. Lol, ce troll ne-am luat. Erau 5 cutii aici în casă la 1. Da. Și ce crezi că erau în ele? Pietre. Pietre din alea cu care spargi, nu pietre care poți să-i folosești. Da. Da. Eu am ajuns la alte case, dar... Hai să văd ce găsesc pe aici. E altă piatră, frate, ce să fac cu el? Altă piatră, serios? Ce să fac eu cu piatra? Sunt multe resurse pe aici. Tu găsești resurse, eu nu găsesc nimic. Hai, frate, toate sunt golite. Golite? Am zis bine? Mm-hmm. Nu știu ceva, plec de aici, fiindcă astea trebuie să fie deja golite. Nu are cum să nu, nu au cum să nu fie golite deja. Dar nu-i nimeni pe aici, frate. Nu sunt mulți player. A, pe aici am venit, da. What the fuck? Pe unde am venit, mă? A, pe aici, n-am văzut scara, doamne. Cream că m-a închis cineva când am intrat. Lol, mă, nu. Chiar să avem grijă. Da, sau când făceam eu aseară cu tine, când te închideam. Asta sună ciudat. What the fuck? Am găsit un furnace. Un crafting table, nu prea multe chestii. Bă, dar nu găsești nimic, mă, aici. Ce ai zis, mă? Tot case. Îți pisi tot case? Da. Am mai găsit un de la de mulți bușteni. Ia, s-a auzit. Și încă o casă. Păi, cineva a tras. Da. Oh. Așa. Hai să-mi pun și timerul. Tu da acolo. Mă întreb, n-ar trebui să avem un nume sau ceva? Ce? N-ar trebui să avem un nume sau, de fapt, avem nume. Mă uitam nume. Avem username, mă. Ah, da. Ia să vedem. Hai zi-mi că ai lăsat ușa deschisă. Hai, mă, dat-o. Așa, bun. Am găsit un stone. Nu găsesc stone la fiecare pas. Serios? Da. Bă, dar eu am găsit... Ia. Eu am găsit... fuck, am... Ce? Ce? Am intrat pe geam în casă la 1. Da, eu am găsit un bour sau nu știu ce e ăla, dar a plecat? Cred că a plecat, am găsit și o căprioară, bun. Mai întâi fac stone hatchet-ul și după aia omor pe căprioară cu piatra, ia zile. Fuck, îmi trebuie, serios, mai trebuie un stone. Bine, căprioară, te omor așa. Oh, serios, nu! Căprioară proastă. Am mai găsit un stone, bun. Bă, și sper că vedeți și auziți, eu nu mai fac testele din nou. Că na, nu prea, cam greu să ieși din joc și toate astea. Și din nou să verifici camera. Nu, căprioare, stai pe loc. Am zis stai pe loc. I-am dat una în fund de nu se vede. Adică da, cu o stone hatch tu, nu la ce te re... Ce crezi tu și chestii? Mamă, cât a turnul, frate. Bă, frate, dar eu am găsit mai multe stă... A, ba nu, nu e... Sau? Oh, fuck, am găsit... Ce e ăsta? Nope. Ce? Ăsta-i... Am găsit un porc sau ce e ăsta? Ce anume? Doar te rog, nu mă ataca. Oh, da, dar s-a speriat de mine, mamă, ce m-am speriat și eu. Cream cu smatace. Nu, e un porc, dar mă duc să-l omor, căprioara a fugit. Bă, dar nu mai fugi și tu, am nevoie să te omor. Bun. Este un loc izolat. Dacă stai jos și dai una...
pot să-l omor repede. Ui, am reușit să-i dau două lovituri, bă. Ui, la porc? Porcul, dar știi că e greu să le dai. Bine, dar el se mișcă mai încet. Yes, yes, l-am omorât în sfârșit. Frate, ce persoana asta l-am omorât, yes. Știi? Ce persoana asta, yes, l-am omorât, zici că e criminal sau ceva. Dar n-ai ce să faci, nu, frate. Un coleg de la noi din clasă, știi tu la ce nu mă refer. Nu știu. Mai ții minte? Nu, no. Cine era? A, mă rog, îmi zici după. Da. Te aud mâncând prin Skype. Mâncam în rast. Păi da. Eu îmi prăjesc aici mâncare, mănânc. Tu ce faci? Eu? Ce fac eu? Eu fac bine. Ok, wood shelter, așa, bun. Cook. Stai, poți dau split la ăsta și să le... Bă, aud pași. Oh, fuck, un zombie! Căcat! Vrei bătaie, mă? Zi, mă, vrei bătaie, mă? N-am o bătaie, mă, n-am o bătaie. Ei, cred că mă bate, nu mă bate, mă. Sau mă bate, clar o să mă bate. Fuck, m-a omorât, m-a omorât. Ce ai făcut? Cum adică? Microfonul a făcut ciudat. Cum a făcut? Te-a zgrea la cap? Hai să vezi, mă. Cum, mă, te-a zgrea la cap? Dacă nu dau pauză, ca să nu suni nașpa. Nu, mă, nu. Bine, dar să-mi zici dacă se aude ceva nașpa. Bun, respawn și îmi zice la camp sau la respawn? Ce dau? De la camp, poate te dă aici. Poate mă dă acolo la tine, da. Doamne, frate, știi, stăteam așa liniștit și dintr-o dată mă trezesc. Bă, dar ce naiba, mă, frate? Ok, am dat la un camp și sunt într-o pădure. Nu vezi multe blocuri din astea. Bă, acum chiar nu mai văd nimic decât copaci. Asta. Poate merg cu mezile. Nu uita, nu fii drăguț cu nimeni. Dacă vezi pe cineva, dă-i o... Fuck, e închisă. Dacă vezi pe cineva, dă-i imediat un ciocan în cap, dă-l în măsa. Nu fii drăguț cu nimeni. Opa. Ce? Ia. Am intrat pe geam într-o casă. Da. Dar cum adică intri pe... A, dar și eu am intrat, mă, pe geam, dar acum îmi amintesc. Că de fapt... Mamă, frate, dar nu are nimeni nimic în cutiile astea. Dar de ce naiba să faci geam când... What the fuck? E chiar neinspirată chestia. Opa, am găsit fără ușă. Lol, ce proști. Închid ușa. Ok, deci ușa este... Da, știu, The door is locked, dar nu merge închisă și am găsit o piatră, frate, serios. Și un crafting table, da? Nu prea știu ce faci cu el. Și nu prea... Un zombie? Aoleu, fugi în casă. Da. Gata, sunt în siguranță. Dacă zici tu. Oh, am găsit o casă cu... Cred că și asta are geam. Ia să văd dacă pot intra pe aici. Nu cred că pot. Fac freeze drop-uri. Mamă, dar chiar va fi întuneric rău și nu o să-mi placă. Am găsit un turn mare. Ce ai găsit? Un turn mare și două căsuțe lângă, în stânga lui. Și are două uși de metal, așa ca zic. Da, cred că nu pot să intru. Nu cred că pot să intru. Asta e. Ce ai zis, mă, că va fi foarte întuneric? Stai, mă, că am torța, what the fuck. Asta nu pot să deschid, asta nu pot să deschid. Da, și lăsați în comentarii dacă vreți să jucăm pe serverul nostru privat, să facem chestii creative, ori să continuăm pe serverele de astea publice. Legerea voastră. Da, ziceți în comentarii. Aolo, dar ce se aude așa, mă? Asta e... Oh, radiații, fuck! Sunt rănit și merg greu. Eu mă apropii din ce în ce mai tare de radiații, dar nu știu de ce mă apropii. Oh, cred că torța nu o să mai țin. Păi, chiar nu mai văd nimica. Eu văd niște lopi și radiațiile sunt 30 și ceva. Fuck, am văzut. Oh, cred că o să vină lopii și o să mă cac pe mine de frică. Oh, vreau înapoi sus. Așa. Fac un lop. Nu, m-a văzut. Fuck, fugi. Lasă-mă. Da, sunt mort. Mai întâi.
Oh my god, sunt doi pe mine. Sunt doi pe tine, mă? Da, 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 doi lupi pe mine. Am găsit un drum, mă duc pe el. O, n-aș fac să merg. Nu. O, dată ce-s din gură, frate. Torța o se ducă. Deci ai practically dead. Știi ceva? Asta-i drumul. Știi ceva? Luați-mă! Dă-vă încolo. Stai. Gata, am murit. Am murit din nou. Deci, măcar... Măcar am reușit să le dau două pietre în păstă bot. Dar dă-vă încolo, mă, frate. Și faza e că... cum se cheamă? Ăsta. Acum, aparent, se aude cum mă smuce... Sau, ba nu, nu se mai aude. Da, și cam asta a fost din primul episod. Sperăm că v-a plăcut. Da. Mie mi-a plăcut. Tu ai căutat chestii. Eu m-am luptat cu bestii. Rimează. Da, și cam asta a fost tot. Ne vedem în episodul următor. Baftă, pa, pa. Salut, lumea.